organizator evenimentul de excepție al acestui weekend, sfârșit de săptămână, a 6-a ediție a Târgului de Nunți, Nuntă la Castel. Ce înseamnă, de fapt, culisele acestui eveniment? Sunteți la a 6-a ediție. De unde a pornit ideea organizării unui târg de nunți? A cerut piața sau a fost ceea ce a simțit voi? Pătrundem încet, încet în culisele unui eveniment. Ce înseamnă să explorezi o astfel de piață? De unde ideile? În fiecare an vii cu un trend, vii cu o noutate, trebuie să surprinzi viitorii miri cu ceva? Bineînțeles, ideea târgului de nunți e clar, e foarte veche. Sunt cerințe la așa ceva, dar e foarte multă implicare, e foarte multă muncă în spatele acestor, a unui decor la o nuntă. Sunt nopți nedormite? Sunt foarte multe nopți nedormite, începând de la prima ediție a târgului. Noi deja avem pregătite idei pentru următorul târg de nunți. Avem câteva idei. În sport, ca să facem o comparație, se spune că talentul este 5%, munca și pasiunea sunt restul. Putem această comparație să o aducem și în acest eveniment, să o aducem în decor, să o aducem în organizarea unui eveniment? Câtă pasiune trebuie să depui pentru a realiza magia unei seri perfecte? Magia e mai mult de 100%. Magia face tot. Magia, implicarea și pasiunea. De unde vă inspirați? Există, cum spuneai, în mintea voastră, de fiecare dată încolțește o altă idee. Unii matematicieni au atârnat un creion la nivelul patului și, sau unii cercetători. Există nopți în care visezi decor, în care combini culori, te gândești la un pastel, la ceea ce ar putea mulțumi și bucura viitorii miri? Da, bineînțeles că și noi ne inspirăm în noile tendințe, pentru că ne inspirăm de la mari decoratori din alte părți, dar noi personalizăm fiecare idee sau fiecare lucru luat. Da, deci noi, exact, nu luăm nimic. Nu facem nimic la fel cu altcineva. Noi încercăm să ne exprimăm noi, ca și oameni, sentimente și tot ce punem în munca pe care o depunem. Satisfacția acestei meserii, acestei pasiuni, aș putea o numi pasiune, sigur că e multă muncă în spate, rezidă din lacrima din colțul miresei, să spunem. De unde rezidă satisfacția? După o noapte nedormită, după 2-3 zile de muncă asiduă pentru realizarea unui eveniment de excepție. Fiecare pereche de miri își dorește ca nunta lor să fie nunta perfectă. E o nuntă la care visează mireasa, visează poate din copilărie. Ce vă bucură sufletele? Ce vă încântă? Bineînțeles, cum am mai spus, e nu doar o noapte nedormită, sunt foarte multe nopți nedormite. Începând de la începutul săptămânii, noi pregătim o nuntă până care are loc sâmbăta și clar, satisfacția e atunci când o vezi, când vezi mireasa după nuntă, că-ți mulțumește cu atât de mult drag și ne spune: vă mulțumim din suflet că ați făcut ca această zi să fie perfectă pentru mine. Aceasta e cea mai mare satisfacție. Și atunci uităm de oboseală și de tot ceea ce a decurs în această săptămână pregătitoare? Bineînțeles, și mai ales când vezi invitații care intră în sala amenajată și spun: wow, ce decor extraordinar! Asta, cu asta noi participăm la crearea unei zile perfecte și magice, unei zile de neuitat pentru fiecare miri. Am putea sintetiza și spune că, din nou, ne întoarcem la pasiune și la muncă. Toată această sinteză e cuprinsă într-un cuvânt: wow! Da, e cuprinsă într-un cuvânt: wow! Cât de mult contează în branșa voastră, să spunem, în meseria voastră și în pasiunea voastră, ca o mireasă mulțumită de ceea ce ați oferit și i-ați creat seara perfectă să vă poată recomanda, în fond și la urma urmei, și altor viitori perechi de miri? E foarte important să mulțumești, pentru că la fiecare nuntă, fiecare mireasă și fiecare nuntă, cu siguranță îți va mai aduce 2-3 perechi de viitori miri. Dacă, bineînțeles, i-ai mulțumit și ți-ai respectat promisiunea. Așa cum voi aveți semnătura voastră ca pe un tablou și mirii și, în general, miresele, fiindcă ele conduc ostilitățile în vederea pregătirii unui eveniment de excepție,
au cerințe și tot așa își pun amprenta, își pun semnătura pe evenimentul care va decurge? Da, sunt, pot să spun, care sunt informate, sunt altele care nu prea au habar, nu țin cont de locație, nu țin cont de culori, nu țin cont de tendințe, dar ce aș vrea să vă spun, cei mai dificili sunt mirii care se implică în asta, nu miresele. E mai rar ca bărbații să se implice. Mai rar, dar am avut cazuri și aceia sunt cei mai dificili. Și spre surprinderea noastră am avut parte de miri care chiar s-au informat și știu ce vor. Și, au fost la subiect. E pentru voi o provocare când întâlniți astfel de cupluri, să spunem, în ghilimele, pretențioase, care au pretenții destul de ridicate sau inspirate de afară? Cât de mult contează această provocare pentru voi? E foarte important ca mirii să fie deschiși, să nu fie genul de miri care pentru ei nu contează ce au la nunta lor, contează doar, acum știi cum se întâmplă în zilele noastre, partea materială. Și contează foarte mult să se implice și am vrea să avem săptămânal asemenea mirese, ca să putem să facem tot timpul ceva nou, să aducem ceva deosebit și să surprindem prin ce putem face. Există și provocări în care nu ați putut da un răspuns sau răspunsul acestei provocări a fost peste costurile nunții? Nu, noi încercăm să adaptăm, să le adaptăm pe toate, să le îmbinăm. Am vrea ca miresele să fie mult mai deschise la ce e nou, pentru că e ok clasic, dar... De obicei se stabilesc bugete pentru un astfel de eveniment, de excepție, unic, să spunem, în viața fiecărei perechi de tineri, stabilesc un buget sau în funcție de invitați, de numărul invitațiilor, de pretențiile lor? Cam majoritatea au stabilit un buget de la început, pentru toate serviciile au un anumit buget și noi totuși încercăm să aducem nou de fiecare dată, la fiecare nuntă tot altceva și să încercăm să nu depășim bugetul lor. Putem spune că arta decorațiunii, arta decorului este un amestec de pasiune și afacere? Aș putea spune că e mai mult pasiune și afacere, dar când tragi linia, sincer, nu aș vrea să trag. E ca o producție, asemenea cu o producție chiar TV sau cu o producție de film, în care foarte multe costuri, foarte multe detalii, bănuiesc și la voi, începând de la costurile de energie electrică, mașini de spălat care lucrează, detergent, nu știu, dau la întâmplare niște exemple. Tot. Sunt consumabilele, în primul rând, la o nuntă, lumânări, materialele, se distrug lucruri. Semnăm un contract la începutul nunții, dar încercăm să nu ținem cont de micile pierderi în ghilimele. Am putea, deci, să ne întoarcem din nou și să spunem că toată oboseala și toată strădania și toată pasiunea pe care o depuneți pot fi date uitării dacă licărul din ochii miresei există? Bineînțeles, și așa se întâmplă în fiecare weekend.